Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Avem plăcerea să revină în studio doamna profesoară Marcela Mrejeru, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, în același timp membru în conducerea Societății de Științe Istorice filiala Gorj, asociații, ONG-uri, diverse alte lucruri și pe parte politică, dar ne interesează mai puțin această seară. Bun venit în emisiunea noastră! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bine v-am regăsit! Să spunem că motivul, unul din motivele care vă aduce în această emisiune este și apariția unei cărți. E o contribuție colectivă, dar pe care ați coordonat-o. Cartea se numește Școala Românească între Tradiție și Modernitate și cred că de aici ar trebui să și pornim discuția noastră din această seară. Ideea acestei reviste mi-a aparținut gândindu-mă că anul trecut am sărbătorit centenarul, care, iată, se prelungește și anul acesta, și realizând un proiect educațional la CNTV, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, am gândit realizarea unui simpozion în care profesorii să-și spună cuvântul în ceea ce privește școala, ce a fost odată, ce este acum, sau diverse alte articole legate de anul centenar. Personalități și metode de predare interactive și așa mai departe, luând legătura cu o serie de colege de ale mele din facultate, din alte județe, pentru ca această participare să fie nu numai județeană, să fie națională. Am avut bucuria și plăcerea să-mi răspundă și să participe cu o serie de articole. Articolele sunt făcute, așa cum de altfel știți și dumneavoastră ați publicat în revistă, sunt făcute cu aparat critic, sunt făcute după toate normele științifice și revista, zic eu, că are așa un caracter științific, cuprinzând articole diverse din diverse zone ale țării, personalități, așa cum am spus, sau modalități interactive de predare învățare. Suntem într-o perioadă, cea, cum spuneam, de sărbătorirea centenarului, care clar ne face să evaluăm diverse domenii, printre care și domeniul educației, școala românească, care a contribuit din plin la, să zicem așa, evoluția generației care a făcut Marea Unire și nu doar, pentru că practic România de acum, România de atunci, România dintotdeauna este rodul educației, rodul învățământului. Tocmai din această perspectivă, eu i-am spus o carte, e un volum, practic, chiar este dacă este o revistă. Și noi ne dorim să fie și să scoatem și al doilea volum sau alte. Da, vine cu o contribuție importantă din mai multe locuri din țară pe această problematică foarte complexă. Cu ce rămânem, dacă ar fi să discutăm așa, de la școală, cât a contribuit ea, e clar că a contribuit în mod esențial, la realizarea acestor obiective importante naționale, pornind de la statul național unitar și până, iată, integrarea în Uniunea Europeană. Așa cum a spus și dumneavoastră, educația este cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă orice cetățean. Atunci când vorbim de educație, ne gândim la faptul că oricine trebuie să meargă la școală. Știm foarte bine că ridicarea și eradicarea analfabetismului a încercat-o Alexandru Ioan Cuza la 1864, atunci când a introdus învățământul primar obligatoriu și gratuit, extrem de important pentru această perioadă, în contextul în care până la vremea aceea nu se pusese problema de niciun fel. Generația care a reușit să constituie statul național modern la 1859 a fost o generație școlită în afară. Generația următoare însă a reușit să-și facă studiile, măcar primele studii gimnaziale în țară, lucru foarte important. Și eu consider că școala românească s-a ridicat extrem de bine pe
stâlpi foarte solizi, începând cu 1864 și până la legile din 24-28 din perioada interbelică, atunci când, după Marea Unire de la 1918, era necesară o nouă reformare a sistemului de învățământ. Educația este piatra de temelie a oricărei societăți. Nu există o societate fără școală, nu există o societate fără oameni educați, fără oameni care să-și cunoască drepturile, să-și cunoască îndatoririle, fără cetățeni care să fie capabil să gândească, să colaboreze și să comunice. Deci este noi ne-am gândit la titlul acesta tocmai din această perspectivă, pentru că am pornit de la lucruri tradiționale și modernizarea școlii este implicită. Odată cu modernizarea societății românești are loc și modernizarea școlii, chiar dacă pașii sunt făcuți mai timid. Învățământul românesc dintotdeauna a fost un învățământ performant, încă din perioada interbelică, și noi suntem dascăli și cunoaștem lucrul acesta pentru că avem copii care merg la olimpiade internaționale și care reușesc să obțină rezultate remarcabile. Avem copii care merg în străinătate la familiile lor care sunt acolo și care trec din clasa 5-a în clasa 7-a, dovada faptului că dobândesc cunoștințe destul de numeroase în comparație cu statele în care se duc sau vin de acolo, și acolo este o problemă când se întorc din străinătate. Carențele lor sunt destul de mari și trebuie lucrat foarte mult cu acești copii. Deci eu zic că școala românească face față societății actuale. Vedem partea, să zicem, partea plină a paharului. Partea plină a paharului. Avem și o parte goală și acele evaluări de tip PISA care nu ne prea scot, suntem undeva acolo, 40 și ceva. Da, ăsta. Partea noastră, problema învățământului românesc consider că este legată de aptitudini, da, și de creativitate. Da, și e mai mult teoretic, mai puțin... E teoretizat, da, într-adevăr. Informațiile sunt practic. Foarte numeroase, programele de care ne plângem noi sunt foarte stufoase și nivelul de cunoștință ale elevilor este, într-adevăr, extrem de ridicat, în detrimentul aptitudinilor și da, de a face ceva cu informațiile, exact, pe care le au. Și a creativității, adică acestea sunt lăsate cumva mai la o parte. Probabil și acest lucru trebuie remediat. Acesta ar fi, într-adevăr, o problemă de remediat. Și programele și... Suntem la momentul în care se discută din nou de o nouă lege a educației. Au fost, și știm din asta din istorie, v-a și ocupat de problematica istoriei învățământului, începând cu... Ați pomenit de 1864 de Cuza, chiar de la 1848, continuând cu Spiru Haret, Constantin Angelescu, ca să zicem, doi miniștri care au reformat mare sistemul și, bine, perioada comunistă, dar după 89 am avut un moment, 95-97, cu cele două legi care veneau compatibile pe învățământ. Și am avut momentul mai puțin fericit, 2011, când ni s-a impus o lege care nu s-a aplicat decât parțial, sub jumătate, sub cel puțin, cam asta este concluzia celor de la sindicate, sub 50% din prevederile legii educației din 2011 s-au pus în aplicare. Au putut fi aplicabile. Da, pentru suntem la momentul în care, atât la nivelul Parlamentului, cât și la nivelul Ministerului, există preocupări pentru o nouă lege a educației, de fapt, pentru mai multe legi ale educației, da, care ar trebui să fie împărțite în mai mult. Cum vedeți aceste lucruri? Ce e nevoie, nu e nevoie? Ce ar trebui schimbat? Mai ales că ați condus o unitate din învățământul tehnologic și învățământul tehnologic e o problemă mare în ultimii ani. De asemenea, veniți de la un liceu extrem de important din județul Gorj care dă cumva, să zicem așa, direcția în învățământul gorjean. În primul rând, este necesară o nouă lege a învățământului, un nou statut al cadrului didactic, pentru că, până la urmă, trebuie adaptate în funcție de schimbările care au loc în societate și aceste legi. Consider că cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, care ar trebui să fie schimbat, ar fi numărul de elevi la clasă,
Este o mare problemă. Atâta vreme cât numărul elevilor este în scădere, noi creștem numărul elevilor la clasă, iar performanța se face cu elevi mai puțin la clasă, pentru că știm foarte bine că se lucrează mai bine cu 25 de elevi decât cu 36, 35. Dar media 30. Europeană este mult mai jos decât exact. O dăm noi. Adică ar trebui să ne adaptăm și din această perspectivă, pentru că 22, 25... 18-20 este un număr care ajută și elevul pentru a face performanță și dascălul să-și permită să dezvolte mai mult aptitudini și creativitate pentru elevii săi. Adică aceasta ar fi una dintre schimbările pe care eu aș considera-o că ar trebui să o ia în seamă decidenții, parlamentarii noștri. Chiar o să pun această problemă, să știți, pentru că este extrem de important. De asemenea, costurile acestea per elev, mie mi se par extrem de mici în comparație cu nevoile foarte mari, pentru că infrastructura noi o cunoaștem foarte bine și infrastructura lasă de dorit. Toate proiectele s-au făcut pe formare, pe resurse umane și mai puțin pe infrastructură, pentru că asta este. Trebuie să recunoaștem care sunt realitățile. Dacă s-ar umbla cumva și la costul acesta per elev sau să se scoată sau să se mărească costul per elev, atunci lucrurile ar sta altfel. Consider că acesta ar fi de moment ce elevii sunt în scădere, costul ar trebui să fie mai mult pentru ca acele școli să nu le desfințăm. Să nu le desfințăm, sigur că da. Nu știu, întotdeauna trebuie să ne gândim în primul rând la elevi, să le ofer condiții elevilor pentru a avea accesul la informația cea mai bună și avea condiții în școala respectivă. Asta înseamnă costul per elev, înseamnă nu numai salariile dascălului. Până la urmă ar trebui să ne gândim, sau ale celor care lucrează în școală. Costurile acestea ar trebui să se reflecte și în infrastructura unității școlare respective, adică și altceva, nu numai gazele și numai utilitățile să fie plătite pe costul acesta per elev. Cumva ar trebui regândită aceasta, pentru că știm că asta este o formulă pe care o găsim în legea din 2011. Da, am preluat acel lucru, suntem cumva și școlile funcționează ca o societate comercială, numai că anumite lucruri din momentul ce din 2011 să luăm, ai avut diverse creșteri salariale, iar acel cost a crescut mult mai puțin decât ai avut creșterile salariale, decât ai avut alte cheltuieli, normal că el a devenit insuficient. Și dacă chiar un liceu ca Tudor Vladiminescu poate să rămână fără salarii. Da, nu se încadrează pe costul per elev până la finalul anului. Bine, e problemă de unde sunt licee cu internat, dar asta e altă treabă. Dar, în general, școlile mari nu pot să se deși au copii foarte mulți, au efective peste medie și în condițiile acestea nu se pot finanța pe costul per elev, e clar că există o problemă. Exact. Și trebuie găsit o rezolvare. Deci este sub cum la fel, da, cum la fel, este o altă problemă și aceea că mediul rural, copiii sunt mai puțini, există tendința de a pleca spre oraș și în acel moment, punându-l să funcționeze cu aceleași efective care le găsești la nivel urban, e clar că școala aceea n-are nicio șansă. N-are nicio perspectivă. Da, n-are nicio perspectivă. În condițiile în care, știți foarte bine că eu am avut de făcut un pelerinaj așa într-un an și jumătate prin tot județul Gorj și cunosc foarte bine județul Gorj pentru lucrarea ce o am la tipografie. Și de care am vorbit într-o emisiune anterioară. Da, sigur da? Că da. Am văzut școli renovate, modernizate, dar care nu mai au elevi, închise. Este un lucru destul de dureros pentru societatea respectivă, pentru comunitate, în contextul în care, așa cum am spus, oricum numărul de elevi scade, măcar să menținem școala, și pentru 15 elevi consider că ar trebui să existe o școală într-un sat. Satul respectiv trece prin biserică și prin școală. Sunt instituții. Începem să uităm acest lucru. Nu uităm biserica, dar școala o cam uităm. Sigur că da. Și atunci, dacă nu există școală, nu mai există nimic, grădiniță, primăria este peste 3 sate, lucrurile acestea, deci încep să se distrugă și comunitatea însă și are de suferit. Știm foarte bine că depopularea satelor este un lucru, o realitate, exact. Și că străinii vin în România să vadă satele românești, să-și aducă aminte cum erau satele odinioară. Nu va trece mult, deci cam, zic eu, 20-30 maxim
Și deja știm foarte bine în Ardeal, lucrurile sunt așa, sate depopulate, sate părăsite, casele sunt în ruină, un locuitor, doi locuitori, deja foarte multe sate care au dispărut de pe harta României. În condițiile în care dispar în primul rând stâlpii societății respective, școala și biserica. Și oamenii care populează. Păi, atâta vreme cât unui copil e închis școala, normal că poate mai sunt, deci 20 într-o comunitate. 2-3 se duc la oraș. Aia 15 poate n-ar vrea să se ducă la oraș, poate că n-au posibilitățile materiale necesare și atunci și-ar dori să facă școală la ei acasă. Sunt trimiși cu microbuze dintr-o parte în alta. Este destul de dureros să văd, eu pentru mine a fost destul de dureros să văd atâtea școli închise. Școli renovate, încă o dată vă spun, școlile renovate, iar cele care erau pe vremea lui Spiru Haret, unele sunt în ruină, într-adevăr. Da, din ce în ce mai multe, din păcate, pentru că nu se mai poate investi în ele și nu se folosesc, nu se mai pot folosi. Pentru că problema depopulării. Dar din momentul ce ai, să zicem, la nivelul unei comunități sau unui sat, ai avea copii, chiar la minim, pentru să poată face școala acolo, în momentul când desfințești școala respectivă, îi obligi pe ca ei să plece. Să ori mai departe, merg unei transport cu microbuzul, ori pleacă pe cont propriu, fiind une sunt spre, să zicem, centrul urban cel mai apropiat. Dacă nu pleacă după părinții în străinătate, pentru că există și această situație, foarte mulți dintre părinți lucrează în afara țării. Dar asta ar fi problema cu efectivele școlare, cred că este o problemă mare care trebuie rezolvată. Mai este o problemă pe care eu aș vedea-o la fel că trebuie rezolvată a învățământului profesional. Mentalitatea cu care se luptă liceele tehnologice este mentalitatea părinților, care nu acceptă să-și dea copiii la școala profesională, chiar dacă de acolo poate ies cu o meserie și de vreo câțiva ani învățământul dual a prins rădăcini și în județul Gorj. Învățământul acesta dual oferă posibilitatea elevilor să primească burse nu numai de la stat, ci și de la întreprinderile cu care școala respectivă intră în parteneriat pentru susținerea învățământului respectiv. Și bineînțeles, locul de muncă și locul de muncă asigurat. Locurile de muncă, știți că sunt, aici este, se spune, 10-15, ca să-i stimuleze. Până la urmă, consider că este o competiție între elevii, atâta vreme cât angajatorul spune că din cei 25 voi angaja 10 pe cei mai buni. Când ai spus pe cei mai buni și 10, sunt dornici să învețe meserie, nu mai lipsesc, nu mai absenteismul începe să fie eradicat. S-ar putea ca aia 10 să meargă pe învățământ dual și să întrebe, dar cât îmi dai salariu? Minim pe economie? Am plecat. Da, este și asta o deci problemă. Deci există și probleme și de acest riscul gen. Acesta. Dar totuși, învățământul dual este o soluție pentru este România o soluție în acest moment. Și mai este o soluție și admiterea la liceu până la urmă, pentru că dacă ei intră și permis să intre la liceu cu 1, jumate, 1,20, nota 1,20. Nu se poate fi ridicat niciodată la nivelul de a promova niciodată bacalaureat. Niciodată nu vom avea rezultate la bacalaureat și atunci o să zicem mereu, o să spunem mereu, să certăm liceele tehnologice că nu au rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat. Nici nu vor putea să aibă vreodată, pentru că e imposibil să ridici pe unul de la 1,50 să-l duci la 6, care mi se pare o notă exagerat de mare pentru examenul de bacalaureat. Se vorbește în noua lege, pentru să ne întoarcem la, apropo de noua legislație, se vorbește că vom avea un bacalaureat diferențiat. De fapt, vorbim de câțiva ani, s-a vorbit chiar și înainte de legea din 2011, dar până la urmă nu s-a făcut nimic în această direcție. Dar cred că partea de licee tehnologice, cel puțin, n-ar fi normal să aibă să se confrunte cu ce au liceele teoretice. Da, acelea subiecte. Ar trebui, într-adevăr, diferențiat examenul și eventual cu o anumită îngrădire pentru ce urmează. Sigur că da, să meargă urmează, mai departe pentru facultate. Adică să meargă pe parte tehnică, dacă vor pe parte teoretică, atunci să dea bacalaureatul ca și ceilalți. Corect. Adică ar fi o soluție și, de asemenea, scăderea mediei, adică promovabilitatea e la 5. Toată lumea știe că promovează la 5. Am ridicat nota aceasta 6 și s-a ridicat atunci când știm foarte bine să dea la sport și care oricum fizică, ridica, da. Da, la educație fizică și sport, care oricum putea să fie o probă trecută de toți cu peste 8.
și ridica nivelul și ajungea toată lumea la 6. Adică nu era chiar o problemă. În contextul în care au scos educația fizică, a rămas media 6. Da, avem o problemă și dilema a apărut în ultimile zile când ministrul educației Caterina Andronescu a anunțat în contextul în care vom avea mai mulți ani de școală obligatorii și o să revenim asupra acestui subiect. Ministrul Educației a anunțat că se studiază, adică trebuie să luăm în calcul renunțarea la evaluarea națională, care nu și-ar mai avea rostul de moment ce învățământul obligatoriu merge până la 10 sau până la clasa 12. Problema care se pune la acest moment este, și părinții sunt curioși sau interesați să afle, ce criterii se vor adopta pentru... Ne întoarcem la admiterea în liceu cerută de foarte mulți părinți și chiar de cadrele didactice, de la liceele bune în special, aici este, sau se va găsi o altă soluție, gen un portofoliu care să cuprindă și evaluările intermediare 2, 4, 2, 6, 6 da, 7, da, 8. Da, da. Probabil, știți, înainte vremea eu eram împotriva admiterii la liceu, fiind la un liceu tehnologic, consideram că nu. Da, era concurența mai redusă. Nu că aș fi acum într-o altă poziție, dar faptul că s-au înființat sau reînființat școlile profesionale poate fi o soluție pentru supraviețuirea acestor licee tehnologice, pentru că oricum numărul copiilor a scăzut foarte mult și oricum numărul acela de 4-5 clase, 6 clase de liceu nu se vor mai face. Pe când 3 clase de profesională se pot face, să știți, dacă se introduce admiterea. Dacă se introduce admiterea la liceu, se pot face fiecare dintre liceele tehnologice, cred eu, și-ar face clasele de profesional. Bine, făcând o analiză a mediilor din ultimii ani de admitere. E o problemă, apropo de liceele tehnologice, pe profilele profesionalilor. De multe ori există probleme și au avut-o în anii trecuți. Colegiul tehnic Hericoanda a avut o problemă, apropo că l-a condus. Colegiul tehnic general Gheorghe Magheru a avut o problemă de genul ăsta. Nu știu dacă profilele au fost prea înțelese de către copii și părinți. Deși au avut contracte de pe învățământ dual și se puteau completa cu CEO-ul, cu Artego, cu celelalte care au fost în spate, fabrica de mase plastice și celelalte, nu s-au putut face clasele respective, pentru că părerea mea este că nici n-au înțeles părinții ce este, ce meserie înseamnă, este aceea, ce meserie, de la, cu polimer și alte lucruri, sau în cazul celălalt legat de Hericoanda. De asta spun că trebuie cumva și să înțeleagă părinții că sunt meserii care pot fi făcute la Târgu Jiu, pot să învețe și sunt meserii de viitor. Sunt meserii de viitor și acum vorbeam de salariu, că ar putea să spună și ce salariu am. Păi, trebuie să gândim în felul următor. Tinerii au ajuns să solicite încă de la angajare niște salarii foarte mari. Fără experiență, fără o minimă experiență și fără a dobândi niște aptitudini la locul de muncă, nu poți să-ți permiți să soliciți chiar așa un salariu. E adevărat și asta, dar în momentul când pleci la un minim și el poate să plece afară, unde îi se dă cel puțin dublu sau triplu la momentul ăla. Da, dar și afară, știți cum este. Sunt alte cheltuieli. Nu, dar tentația unui tânăr care nu are familie sau ceva de genul ăsta, nu reține decât eventual părinții în ăsta. Da, acum nu mai reține cam nimic pe tine. Aici e problema. Deci în varianta asta ți-l formezi la locul de muncă, îi dai un salariu mai mare și ți-l ții, dacă vrei să ți-l ții. Dacă nu importi, la un moment dat, chinezi și alții asiatici pe care o să-i aducem la muncă să muncească în locul românilor, care sunt la rândul lor la muncă în alte părți mai dezvoltate ale Uniunii Europene. Exact, și care vin pentru salariul respectiv sunt în stare să... Bine, acum vin pentru că salariile pentru cei care vin în România, nu s-a schimbat încă legea, pleacă de la 500 de euro un salariu, așa că e totuși altceva. Da, este altceva, într-adevăr. Da. Deci dacă ar fi salariile acelea pentru români peste tot, cred că n-ar mai pleca foarte mulți. Foarte mulți. Corect. Dar problema, apropo de învățământul profesional și viitorul învățământului tehnologic liceal de data aceasta, este că anul acesta, de exemplu, oferta Gorjului sunt 42 de clase de profesională și o diferență până în jur de 70 clase de liceu pe domeniul tehnologic, dar care sunt împărțite în tot județul.
Și care, în genere, au cam aceleași profiluri peste tot. Da. Adică... Nu, problema este, totuși, depășim la învățământul tehnologic, numărul de clase de profesional pare mai mare decât clasele de liceu. Realitatea asta, cam asta ar fi. Da. Nu, problema este că în viitor s-ar putea să afectăm și catedre și da, este asta. Adevărat. Deci viitorul liceelor tehnologice din Gorj este sub semnul întrebării. Cel puțin acelea din zona rurală. Este sub semnul întrebării. După școala profesională ar trebui aceste cursuri serale să nu fie scoase, să rămână cursurile serale, pentru că atâta vreme cât ai școala profesională, evident că trebuie să ai și cursuri serale, pentru că pot fi doritori copii care doresc să-și continue studiile, să-și termine liceul și la școala serală, să-și termine liceul la seral. Adică știu că se punea problema la un moment dat a desființării acestor cursuri serale. Mie mi se pare în ordine, adică atâta vreme cât ai școli profesionale, trebuie în același timp să existe și cursurile serale, repet, pentru continuarea studiilor, pentru doritori, pentru cei care vor să facă și facultate. Dar au fost întotdeauna și există de nenumărate exemple de oameni care au reușit la un moment dat. Sigur, și foarte bine. Venim pe acest traiect profesional învățământ seral sau au lucrat și s-au întreținut și în același timp au terminat și un liceu și poate și o facultate după aceea. Deci există cred da. Că ar fi loc și pentru acest. E adevărat mai restrâns decât era odinioară, pentru că nici cererea nu mai este atât de mare. Cererea e foarte mică, într-adevăr. Da. Programele școlare iarăși constituie o problemă, o mare problemă, și acestea ar trebui într-adevăr cumva modificate. Sunt extrem de stufoase și, așa cum am spus, merg în primul rând pe dobândirea de informație. În primul rând dobândirea de informații. Competențele, celelalte competențe, creativitatea, încă o dată, aptitudinile, sunt cumva marginalizate. Chiar se lucrează prea puțin, adică se poate lucra prea puțin. Și într-o oră știm foarte bine că, ca profesor de istorie, într-o oră greu îmi termin lecția, într-o oră. Da, și să mai fac și mai fac și altceva și alte și lucruri, evaluare practic, și da. Da, practic îmi trebuie o altă oră în care să fac evaluarea pe care nu avem. Pe care nu avem din nefericire. Este și programa și planurile cadru ar trebui cumva regândite, adică și asta e valabil asta pentru majoritatea disciplinelor, nu numai pentru istorie. Nu, pentru istorie, pentru toți, vorbesc pentru toți. Sunt câteva întrebări care s-au adunat, o să dăm citire la câteva și vă întreabă cineva cum vedeți, având în vedere că e în Parlament, cum vedeți această inițiativă a Partidului Guvernământ cu 20 de ore maxim la învățământul primar, 25 la gimnaziu și 30 la liceu. Să zicem că acest proiect a fost dat odată, a fost respins de către președintele Iohannis, retrimis în Parlament și acum probabil va fi dezbătut. Va fi, pentru elevi este un lucru bun, pentru că asta înseamnă într-adevăr, ceea ce spuneam noi, planuri cadru aerisite și programe mai puțin stufoase. Păi presupune asta că deocamdată am luat decizia să tăiem orele, dar avem încă... Da, eu așa aș vedea-o, da, adică continuarea acestui, din punctul meu de vedere, asta ar însemna în continuare să se umble la planurile cadru și la programele respective. Adică pentru elevi este un lucru bun, pentru dascăl nu este un lucru bun și știm foarte bine aceasta, pentru că asta înseamnă tăierea unor ore de geografie, de istorie, de matematică, de poate diverse. Chiar fizică, chimie poate și celelalte. Exact. Da. Poate le restructurează, poate fac cum este în afară, științele la oaltă, științele reale într-o parte, științele umane la fel separat. Adică poate fi și asta. Poate avea și revers. Da, e discutat acest lucru și poate ne lămurește noua lege a educației, dacă ar trebui să o avem în acest an, să o avem în dezbatere chiar la sfârșitul acestei luni, pe 21 e anunțată, să zicem așa, o prezentare, deci în săptămâna viitoare.
ca să aflăm măcar la ce trebuie să ne așteptăm, că va fi o dezbatere publică de lungă durată. Eu și în care vom veni cu... să-și pună într-adevăr cuvântul și pe bune, adică să fim și luați în seamă. Pentru că știm foarte bine că în 2011 mi s-a cerut părerea, am făcut o soiul de propunere, da, am trimis... Lege, cum era, o lege de nota 10 sau ceva de genul ăsta. Am făcut propunere, dar nu se mai poate. Adică foarte multe propuneri. Mi-aduc aminte că am scris, cred, vreo 20 de propuneri. Niciuna dintre propunerile, bine, nici nu știu dacă s-a uitat cineva pe propunerile noastre, ca să nu vă mai spun că n-am văzut niciuna dintre ele că ar fi luată în seamă, dar mă îndoiesc că le-ar fi citit cineva, au fost făcute doar de formă, ori de formă este foarte grav dacă se întâmplă lucrurile așa. Da, a revenit telespectatorul nostru și spune, din păcate rămân fără ore atât profesorii cât și elevii. Parcă se spunea că elevii trebuie să petreacă mai mult la școală. Dacă se petreacă mai mult la școală, dar poate fi o școală după școală, adică after school, să rămânem la școală, să facem împreună temele și să facem împreună activitățile care trebuie să le facă singuri acasă. Pot să vă completez aici, ministrul educației spunea în urmă cu o săptămână că after school-ul va deveni cumva obligatoriu, deci practic va face parte, în fiecare școală se va deschide un after school, tocmai pentru a completa activitatea și în același timp, deci va fi finanțat, vor exista ore pe el, deci ca să completăm orele pierdute. Și este bine și pentru copii, pentru că noi ne uităm dimineața, vin la școală cu ghiozdane foarte grele, da, cu caiete, cu tot soiul de lucruri pe care așa le lasă la școală. Până la ora 4 am terminat activitățile de after school, adică și-au făcut temele, acasă lucrează dacă doresc, fără să mai ia ghiozdanul după ei, fără să mai umble tot timpul cu aceste bagaje care îi... le dăunează sănătății. E o întrebare nu neapărat ciudată, a mai fost discuții de genul ăsta. Vă întreabă cineva cum ați vedea dumneavoastră sau situația de momentul ăsta sau legea va cuprinde și date despre minimul la un liceu sau la o școală în mediul urban. Pentru că la acest moment liceele și sunt anumite școli și licee, spune, care au efective minime chiar la nivel de oraș. Din asta ați vorbit numai de rural, dar și în orașe sunt probleme. Păi, în aceste condiții, vă dați seama că lucrând la minim și chiar sub minim, atunci trebuie găsit o soluție de comasare, evident. Adică nu trebuie să ne ferim de cuvântul care este... Da, trebuie spectatorul spune că deci nu e o problemă numai rural, nu, este și nu în urban. Da. Și atunci în oraș există posibilitatea foarte rapidă a comasărilor. Chiar dacă nu ne place să folosim acest cuvânt de comasare, atâta vreme cât două licee merg la minim, evident că ele ar trebui cumva, adică ar trebui regândită această situație. Mai sunt, în liceele respective sunt și câțiva suplinitori. Ei rămân fără ore în primul rând, titularii nu rămân fără ore. Asta este da, ministrul educației spunea la întâlnirea de acum o săptămână cu directorii de școli, spunea un lucru foarte, că am văzut tendința ca din zona suburbană să se meargă spre școlile de centru care își tomăresc și numărul de clase și numărul de cadre didactice. Și spunea, singura soluție pe care o vedea ministrul era să arondăm școala respectivă de școala ăsta. Da. Și atunci ar fi o soluție. Da. Păi este o soluție. Și atunci ar dispărea ăsta. Deci, practic, ar veni, să zicem, profesorii spre zona respectivă. Sau... Da. Dar e de discutat. Ar fi catedrele în acea zonă. Da, adică în aceeași... școala respectivă, școala bună, să aibă în grijă și cealaltă și școală. Și da, câteva exact. Școli, sau chiar câteva școli. Era dat în exemplu unui liceu din Otopeni. De fapt, e singura unitate cu personală juridică și care are vreo 2000 și spre 3000 de copii în grădiniță, școală generală și orașul Otopeni, de fapt, da, e separat. Da, oraș, da. Da? Și asta era ideea, că trebuie să mărească din nou numărul de clase pentru că se mută foarte multă lume în zona respectivă, fiind aproape de București. Da, că se mută de la centru și acum tendința și este vor să dea copiii acolo. Din zona centrală, mai ales că e și o unitate școlară bună din ce am înțeles, adică are rezultate foarte bune. Bine, acum vorbim despre legile educației, că am spus că vor fi mai multe. Sunt foarte multe schimbări de făcut, dar
aceste schimbări, dacă vor fi dezbătute, bănuiesc că se vor, vor putea ajunge la legiuitor și să se ia în calcul, pentru că cred că e singura soluție de a mai redresa ceva, cum arată școala, vorbeam mai devreme de apropo de istorie și ce a însemnat, nu? Cum arată școala la acest moment, va arăta și societatea în viitor. Dacă nu reușim să, ca să facem ordine în învățământ și să avem din nou școala românească să conteze, cu siguranță nici societatea va fi în disoluție. Știți cum este? Și decăderea aceasta decăderea societății determină, mă rog, și a instituțiilor, dar și societatea. Vin una și vine și una, vine și cealaltă. Marea problemă a noastră este până la urmă acest număr de copii care este într-o scădere foarte, foarte mare. Și cu toate acestea, posturile sunt aceleași, posturile dascălilor, dacă stăm să ne gândim. Adică normele sunt aceleași. Ba, din contră. Au fost și mai numeroase. Da, avem, deci acum 15 ani, sunt cifre oferite de Ministrul Educației, acum 15 ani învățământul românesc avea 4,3 milioane de copii și tineri, deci și 220.000 de cadre didactice. Acum sunt 215.000 de cadre didactice, doar că a scăzut cu 1,5 milioane. Deci care nu se mai regăsesc în bine, sistem. Bine, știți, au mai apărut învățători de sprijin, lucruri de genul acesta, adică sunt destul de mulți. Da. La nivel urban și la nivel rural, care într-adevăr își au rostul, să știți. Pentru că și cred că ar fi nevoie de mai și de consilier și de asta ar fi nevoie de mai mulți. Cred că ar fi nevoie de mai mulți, pentru că așa cum am spus, și de reducere, pentru că reducerea numărului, pentru că un consilier nu poate să facă față la 1000 și ceva de elevi. Dacă ar fi 3 consilieri, ar fi altă treabă în orice școală. Și consilierul să stea de vorbă, pentru că o mare problemă a copiilor este faptul că le lipsește comunicarea. Familia nu are timp sau au părinții plecați în străinătate sau bunicii n-au timp să stea de vorbă cu ei. Sau familia, sau efectiv părinții vin seara târziu de la serviciu și nu au timp să stea să comunice cu copiii. Da, sunt multe problemele învățământului. Cu siguranță o parte se pot rezolva, să zicem, fără un aport financiar foarte mare, dar prin reglementare juridică. Da. Dar e nevoie clar și de investiții majore și nu cred că vorbeam de clădiri, că unele s-au făcut și s-au închis. Nu cred că problema infrastructurii de genul ăsta mai este... Sunt puține școli în Gorj care nu au încă autorizație sanitară. Exact. Probabil se va rezolva în următorii ani, dar cred că ar fi nevoie mult de dotarea școlilor. De dotarea școlilor, la infrastructura. Da. Aceasta mă gândeam. La tablele acelea inteligente, la calculatoare, la videoproiectoare care trebuie să fie în fiecare sală de curs. La tabletele despre care vorbea doamna ministru. Despre care vorbeam și vorbea doamna ministru și ar fi absolut necesare dulapurile în care elevii să-și lase materialele de lucru, să nu umble cu ele la școală, acasă, la școală, acasă. Au proiect și să aibă unde să le lase. Și profesorii au nevoie de un loc unde să își lase materiale, să nu care genți de lucrări sau mai știu ce cărți sau astea, să aibă ca în Occident, adică ne dorim așa, lucrul acesta. Am lăsat mai spre finalul emisiunii, mai avem câteva minute, un mesaj de la o fostă elevă, spune așa: sunt o fostă elevă a doamnei profesoare, care acum este în postura de mămică. Aș vrea să o întreb dacă dânsa știe cât cântărește ghiozdanul unui elev de clasa a patra. Cam 10 kg, știu. Deci, pentru că iată, pun mâna pe ele, la nu ne spune, dânsa da, nu ne spune cât este asta. Da, știu cât cântărește, pentru că am elev deci la clasa a cincea și este, da, o problemă, exact ce v-am spus. Ăsta e și motivul pentru care îmi doresc dulapuri și îmi doresc after school-ul și copiii să-și facă temele, o parte din teme la școală, pentru că este inadmisibil să vină. Și le trag după ei, acum sunt din astea pe rotile, deci le trag după ei dimineața trollere, când intră, da, la prim trollere, da, vin, parcă pleacă la cine știe unde. Pleacă în concediu, da. Da. Dimineața când am prima oră la clasa a cincea, așa vin sărăcuții de ei, văd
Îndeasă, de-abia. Și after school-urile să fie finanțate de stat, adică pentru că avem o altă problemă, nu toată lumea își poate permite acele after school-uri, after school-urile private, care costă undeva 7-10 milioane de lei vechi pe lună și nu își permite oricine. Corect. Există și exemple pozitive în care primăriile finanțează aceste lucruri. Bine, sunt fonduri europene care s-au accesat, sunt mai multe localități din Gorj care au asemenea lucruri, Bustuchin, chiar Băleștiu și altele, care pot să facă acest efort, dar pentru număr redus de copii. Deci ca să poți să integrezi pe toți copiii în acest învățământ, e nevoie de investiția statului. De investiție, da. Mai avem câteva minute și, cum era și normal, avem istoricul aici și trebuie să discutăm și de ce e pe masa de lucru a istoricului de data aceasta, mai ales că suntem în așteptarea unei cărți despre monumente care e în tipografie, va apare în următoarele zile. În același timp, la ce lucrați? Da, într-adevăr, pe masă am mai multe proiecte, așa ca să fiu, că mă mut de la un proiect la altul. Am în lucru un jurnal din primul război mondial care mi-a fost dăruit și pe care mi-a fost dăruit de un fost profesor pensionar, pe care îi și mulțumesc pe această cale, este un om deosebit și care m-a ajutat să mai iau câteva date despre cel care a avut jurnalul respectiv. După ce voi transcrie acest jurnal, o să mă străduiesc să-l public, dar având toate datele despre persoana respectivă, trebuie identificat. Jurnalul este extraordinar, este de la 1916 până la 1918, la pace, până au fost demobilizați și ce s-a întâmplat în perioada demobilizării, pentru că erau ținuți au fost ținuți în lagăre pentru a se duce acasă așa cum trebuie, adică lucruri extrem de interesante. Totodată am avut bucuria să solicite domnul profesor Bogdan Murgescu de la Universitatea București să mă ocup de alegerile parlamentare din 1919 din județul Gorj. Material puțin sau spre deloc, ceea ce mă va trimite spre București, adică spre Arhivele Naționale, pentru că aceste alegeri, într-adevăr, au fost făcute destul de repede așa și știm foarte bine că rezultatul alegerilor a contat prea puțin, pentru că în anul următor s-au organizat din nou alegerile și studiul acesta pe care îl face Universitatea București vrea să demonstreze impactul unirii și asupra partidelor politice noi înființate după 1918. De lucru este totdeauna pe masa istoricului, mai ales când îți dorești să faci ceva. Lucrez la monografia satului și știm asta de multă vreme, am adunat, acum transcriu, dar este o muncă extrem de greoaie, de dificilă, pentru că am materialul și este foarte greu acum să le ordonez într-un fel sau altul. Mai lipsesc câteva lucruri, nu foarte multe, și aș putea să-i dau drumul, adică să mă apuc să o scriu. Este vorba de 3 sate, dar Ceplea, Brușteni și Izvoare. După aceea să extind asupra întregii comune, dar un lucru destul de dificil, pentru că lucrez la monografie de vreo 10 ani, adun material. Numai că mi-am dorit eu prea mult și până la urmă am zis gata, mă opresc, ce iese, iese și pe urmă mai scot a doua ediție sau mai găsesc sau dacă mai găsesc altceva. Cam astea ar fi lucrurile la care lucrez. Destul de multe totuși. Ca să nu mă plictisesc. Și consumat, consumă timp. În același timp, cred că e nevoie de fiecare dintre ele, pentru că e clar, o monografie a localității natale, fiecare ne-am dorit-o sau ne-am dorit. Și nu există. Da, și mai ales când nu există. Da, pe de altă parte, această despre la care se
despre care ați mai vorbit, acele proiecte, gen jurnalul acela pare destul de interesant și cred că e nevoie, da, mai ales în acest context al extinderii centenarului. Păi e normal pe undeva să-l sărbătorim până la 1920, adică până anul sigur viitor. Că da. Pentru până că, la conferința de pace, da, până la Trianon și toate celelalte. Da. Deci, din punctul de vedere al istoricilor, are acoperire decizia guvernamentală, să spunem așa. Cum spuneam, și trebuie explicat și oamenilor de ce are, da, de ce ne-am extins. Totuși, sigur, am senzația, mai ales că facem parte și din Comisia Centenar a Primăriei Târgu Jiu și aici zicem noi că mergem în continuare pe activități importante. Am senzația totuși că 2019 a debutat destul de timid la nivelul acțiunilor dedicate centenarului la nivelul țării. Adică am senzația că nu mai vorbim, practic s-a terminat la 31 decembrie și nu mai vorbim de centenar. Și eu am acea senzație, am văzut la Târgu Jiu câteva manifestări, am văzut propunerea Consiliului Județean și a domnului profesor Nichifor referitoare la Dincă Schileru, iar este un lucru extraordinar. Consider că este într-adevăr meritos să-l scoatem în evidență pe Dincă Schileru, un deputat țăran care a făcut istorie și prin modul său de a se manifesta la București, prin modul de a se îmbrăca și toate lucrurile pe care le-a făcut domnia sa. N-am mai, la fel, foarte puțin despre alte evenimente, foarte, foarte puțin, inclusiv la nivelul județului Gorj, adică trebuie să... Da, parcă suntem cu frâna trasă, frâna de mână trasă, cum se spune. Ori nu se mai lucrează, ori nu prea a venit bugetul. Ori nu a venit bugetul. Cred că este una din explicații. Da. Este o explicație, pentru că până la urmă totul se rezumă la bani și bugetul este puțin blocat. Probabil o să-i dea drumul până la urmă, dar asta este. Practic avem 10 zile în care bugetul trebuie aprobat de președinte, ratificat, altfel ar trebui să urmeze alte lucruri mai grave. Mai grave. Da. Deci, e colaps dacă intrăm fără buget și nu-l... Toate instituțiile publice și administrația locală în special are o mare problemă pentru că nu există bugetul, se funcționează pe 1 a 12, cum știm, dar realitățile sunt altele față de anul trecut și automat peste tot se acumulează datorii, se acumulează restanțe. Da. Dar despre asta într-o altă emisiune și cu un alt subiect pe acest... Mulțumim, Marcela Mrejelu, pentru prezența în această seară. Eu vă mulțumesc și vă urez tuturor o seară minunată. Dragi telespectatori, a fost împreună cu noi doamna Marcela Mrejelu, reprezentant al învățământului liceal aici, de data aceasta a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, membru în conducerea Societății Științei Istorice, filiala Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!